Omul este inventiv și din mâinile lui au ieșit câteva lucruri foarte grozave, dar astăzi vom vedea 10 lucruri care nu doar că nu sunt utile, ci sunt chiar amuzant de periculoase. Haideți să începem! Prima invenție este un lacăt pentru vasul de la toaletă. Nu-mi dau seama pentru ce ar putea să fie acest dispozitiv util, poate să nu intre copiii micuți în baie, oricum un copil mic n-ar avea destulă putere încât să ridice capacul de la toaletă și dacă ridică ce ar putea să facă dacă e atât de mic, nu poate să intre înăuntru. Sunt sigur că acest dispozitiv inventat de o femeie a fost creat pentru a pedepsi bărbații care nu știu să lase capacul jos. Există un vas de toaletă care este foarte util și ecologic, strângând apa în bazinul său, apa pe care o folosești pentru a te spăla pe mâini. După aceea când tragi apa, apa aceea este puțin murdară, dar nu trebuie să fie apă potabilă pentru a duce resturile din vasul de toaletă. Iar cineva a luat acest principiu al refolosirii apei și a inventat vasul de toaletă cu apă recirculată. Atunci când tragi apa, acest vas de toaletă filtrează bucățile mari și le aruncă și absorbe apa care rămâne, apa galbenă, și o duce înapoi în bazin. Astfel că în realitate, tu nu poți să tragi apa niciodată. Sania, rucsac, scaun, pat, suport pentru animale moarte. Această invenție este un dispozitiv care se poate transforma, se poate modifica în a fi odată sanie, odată rucsac, odată să fie scaun dacă ești pe munte sau chiar să dormi pe el după ce ți-ai terminat drumeția din care te-ai întors cu animale moarte pe care le-ai legat de acest dispozitiv. Un dispozitiv multifuncțional foarte util. Asta dacă îți place ideea de a dormi pe același pat unde a sângerat un cadavru de animal. Dacă ești fanul teoriei evoluției și te întrebi cine a crezut că este idee bună să renunțăm la sonar, această invenție este pentru tine. O pereche de ochelari care se prinde nu doar peste urechi, ci peste tot capul, de care este atașată o oglindă retrovizoare, pentru a putea vedea cât de cât și înainte și înapoi. Ce ar fi destul de amuzant în modul în care această invenție poate să funcționeze, nu are cum să funcționeze, nu este compatibilă cu modul în care funcționează ochii, pentru că ar fi mult prea aproape oglinda de ochi ca să-ți dai seama să vezi ceva cu adevărat în spate, fără să strănești mai ales ochii și vederea și mai tare mai departe. Fermoarul de pantaloni acționat mecanic pe bază de fluid. Aceasta este imaginea cu patentul și acesta este fermoarul și în partea de jos avem un recipient pentru fluid care este conectat la fermoar și trimite cu acel fluid fermoarul în sus și în jos. Sper că acel fluid este cu siguranță apă și nu din altă sursă, pentru că patentul în descrierea sa nu precizează de unde este fluidul, la ce este conectat și nici cu ce trebuie să acționezi acel fermoar pentru a se mișca, mai ales când se implică faptul că nu ai nevoie să-ți folosești mâinile pentru că se va ridica singur. Următoarea invenție este un toc de biliard și nu-mi dau seama pentru cine poate fi decât pentru cineva cu brațele foarte slabe, pentru că atunci când te joci biliard, nu puterea cu care lovești este scopul jocului, ci precizia, calculul din spatele loviturii, iar un toc de biliard cu motor înăuntru pentru a lovi singur este inutil în jocul de biliard. Dacă sunteți jucători, aștept să-mi spuneți la ce credeți că ar putea servi un toc electric. În multe țări subdezvoltate și cu siguranță în România încă se practică transportatul obiectelor grele pe cap. Din această idee a venit pălăria, căciulița, fesul de transport. În acest fes, o femeie foarte fashionistă ar putea să-și împacheteze pachetelul de la prânz și să nu mai trebuiască să care încă o geantă grea și obositoare după ea, pentru că nu este nevoie. Mâncarea ei poate să stea foarte confortabil pe cap și poate beneficia de căldura corpului pentru a se menține caldă sau poți să folosești un material care permite aerului să treacă prin el pentru a se păstra rece iarna, mâncarea dinăuntru izolându-ți și ție în același timp capul de mediul exterior. Desigur, inventatorul spune că în această pălărie nu trebuie să ții doar mâncare, doar sandvișuri, poți să ții și bijuterii, machiaj, bani sau o pereche de ochelari, chiar și telefonul, în acest fel fiind cu adevărat hands-free. Pe locul 3 avem un om inventiv care iubea atât vânatul cât și băutul și pentru că a vrut să le facă pe amândouă în același timp, fără să-și ia mâinile de pe armă, a inventat un dispozitiv care se conectează la armă, în care îți torni băutura ta preferată alcoolică și în mod similar cum ai încărca pușca, poți să ridici un pahar la gură și să bei direct de pe pușcă. Sunt sigur că această invenție a venit din experiență. Atunci când ești treaz, îți pui ținta clar pe animalul pe care îl vânezi și pe măsură ce bei mai mult, mai mult și mai mult, ținta devine mai neclar, dar dacă ai pus-o când erai treaz și nu miști pușca, e sigur că îl nimerești.
Încă un dispozitiv care încearcă să rezolve o problemă care ne arată că evoluția când a luat decizii era beată, este un dispozitiv care încearcă să te oprească din a sforăi. Cine a crezut că e idee bună să sforăim și să ne declarăm atât de sonor poziția în miezul nopții fără apărare? Nu știu, dar nici invenția nu este mai bună. Cu toate că încearcă să rezolve o problemă reală, sforăitul tău te poate trezi chiar și pe tine, poate trezi pe oamenii care stau lângă tine și pe cei care stau la câteva case mai departe dacă ești mai puternic. Sforăitul chiar a omorât oameni, așa că un dispozitiv care oprește sforăitul este binevenit, iar acesta se activează atunci când simte că sforăi și te curentează. Ideea este destul de proastă din capul locului, pentru că atunci când ești electrocutat de un dispozitiv care face acest lucru pentru că detectează sunete puternice, iar tu te trezești și urli pentru că tocmai ai fost curentat, îl activezi din nou și urli din nou, lucru care poate să-ți facă mult rău. Mai ales atunci când vezi și unde este pus acest dispozitiv, pe gât. Lucrul acela nu are cum să fie plăcut. Iar pe locul întâi avem metafora, reprezentarea reală a lenii și a parentajului greșit puturos. Este un pătuț care are legat de el un dispozitiv cu o mânuță care îl bate pe bebeluș la fund ca să-l facă să simtă că este cineva acolo. Dacă mai înregistrezi și puțin vocea ta pe un telefon și o lași să cânte în fundal și dai drumul acest dispozitiv, poți să pleci la cumpărături, poți să ieși în oraș la club cu băieții și fetele și chiar dacă vrei să-ți pedepsești copilul pentru că este rău, poți să dai aparatul un pic mai tare și să-l transformi dintr-un aparat de mângâiere gentilă blândă a bebelușului într-un dispozitiv de tortură. Și dacă vrei să-l pedepsești, nici nu trebuie să legi de pat, să-i dai drumul la aparat și să te uiți la televizor, ci trebuie să lași acolo aparatul băgat în priză lângă bebelușul care băloșește non-stop și caută să bage toate obiectele în gură. Electrocutare plăcută. Asta a fost tot pentru azi. Hai, fugiți că aveți o grămadă de clipuri de văzut pe net. Nu sunt singurul canal care face conținut. Nu uitați să vă uitați și la celelalte clipuri ale mele, sunt câteva pe care le-am pus în ultima vreme, asupra cărora n-ați aruncat un ochi. În mod special vă recomand clipul în care mi-am prezentat echipamentul și am spus de ce echipament mai este nevoie pentru un canal de YouTube. Am strâns echipamentul și experiența în ani de zile, bucățică cu bucățică, lună de lună, destul de greu, și în acel episod, pentru cei care aveți întrebări, am răspuns la o grămadă din acestea. Vă mulțumesc tare mult că în continuare îmi lăsați comentarii, like-uri și că vă abonați în continuare la acest canal și că dintr-un motiv sau altul vă întoarceți să vă mai uitați la câte un episod. Apreciez tare mult treaba asta și am ajuns foarte departe noi împreună și sunt curios să văd cât de departe putem să ajungem. Nu uitați, dacă vreți să apăreți pe acest canal la finalul clipului în creditele speciale, să intrați pe pagina de Patreon, să donați și rezolvăm, vă punem numele fain frumos la final și susțineți și canalul. Vă mulțumesc celor care cumpărați lucruri cu linkurile mele din descriere, mi-ar plăcea tare mult să știu cine sunteți fără să faceți nimic, fără să cheltuiți nimic. Voi chiar susțineți acest canal și apreciez enorm efortul vostru. Până data viitoare, eu sunt Alex Cosma și atenție, cadmeu. Unor mai zic și că informația e la putere. Are rimă.